de capo, meu. Cazarea închisă. Fără cheie. Și ne-am trezit în fața cazării. Booking făcut cu tot ce trebuie. Ai dormit la volan? Da, am dormit la volan. Bravo. Suntem întregi. Hai de capul meu. Ai înăuntru? În călcâne. Your 2019 ERC champion. Hoax. Thank you so much. Salutare, dragi iubitori de mașini! Bine ați venit pe Vroom Vroom Vlog! Astăzi vă povestesc ce am făcut în acest sfârșit de săptămână, pentru că am fost în Ungaria, undeva lângă Nire Gehaza, la ultima etapă a campionatului european de raliuri. Am avut o adevărată aventură acolo, pentru că începând cu plecarea, unde am avut o problemă cu booking-ul și am dormit pe probă. Dar hai să vă pun exact ce am făcut în prima parte a zilei, în așa fel încât să vedeți cam despre ce a fost vorba. Și am ajuns în service, în parcul de service, așa arată zona de service. Suntem șocați un pic cât de elegant și cât de frumos e. O să vă arăt și din mașini. Dă-te în cur, cât de lung e camionul ăsta, mă. Da, și o generație de VRC și mai una. Sunt peste 100 de mașini. Aici avem clasicele Evo 9. Ăla-i un Focus VRC, dar ai body kit. Numărul ăla de concurs îl dă de gol. Aici avem R2-uri, Evo 9, Evo 9 și pe partea cealaltă, R3, R2, Evo 9, Evo 9, R5, și aici începe armata de R5, Skoda, acolo în spate avem mașina lui Chris Ingram, care e liderul la zi a campionatului, de asta și poartă numărul 1, și aici după colț avem mașina lui Luca Niuc. Eu nu prea se vede, că nu mai e lumină, dar o să le vedem mâine în acțiune. Suntem pe prima probă pe care o să o vedem. Astăzi vedem două treceri pe proba asta. Și una o să înceapă peste vreo 2-3 ore. Stați aproape. Hai de capul meu! Hai să-mi bag picioarele! Mâncare la pachet. Și dacă n-aveam asta la pachet, beleam caliciu, pentru că o să vă povestesc mai multe. De aseară a fost o noapte mai ciudățică. S-a terminat prima trecere pe proba pe care am ajuns noi. Dar vreau să vă povestim ce am pățit aseară. Am plecat de la Alba Iulia înspre Ungaria. Am făcut o rezervare pe Booking. Și la Oradea, mai exact, înainte să ieșim din țară, ne-au scris aia că nu știu cum ați făcut rezervarea, că nu se poate să faceți, nu există variantă în care să vă puteți caza. Trecem peste, facem rezervare la o altă cazare,
La ce oră am ajuns? Pe la 1. 2, aproape. 1 jumate. Nu mai era nimeni. Cazarea închisă. Fără cheie. Și ne-am trezit în fața cazării. Cu booking făcut, cu tot ce trebuie. Fără acces în interior. Am bătut la ușa, au ieșit niște oameni de acolo. Ne-am înțeles cu ei. Ne-au durut mâinile. Cam cum sunt și băieții din spatele camerei, că vorbesc engleză, cum vorbesc eu rusă. Exact. Deloc. Ceea ce mi se pare foarte ciudat aici în Ungaria, dar așa se procedează. Și acum, ce a rămas? Ne-am uitat să găsim o altă cazare, am găsit o cazare în Slovacia, dar am hotărât să venim direct pe probă și am dormit în mașină. Hai duci! Rudy a dormit în spate, tata în dreapta și eu la volan. Ai dormit la volan? Da, am dormit la volan. Bravo! Suntem întregi. Da, bă, suntem odihniți. Ciudat. Eu am dormit bine, nu știu, bă. Da, a dormit bine, numai când m-am uitat în spate, am crezut că a coborât din mașină și am zis, bă, unde e Tudor? De fapt, Tudor era sub scaune. Erau scaune lăsate peste el și Tudor era sub scaune cu o geacă peste el. A, cu asta. Cu asta. Da, cred că asta a fost experiența. Stai că mai e prima zi. Da. Acum mai așteptăm încă o trecere și revenim la cazarea de azi noapte, care nu ne-a deschis. Poate de data asta avem noroc. Da, păcat că n-am filmat. Da, trebuie să-l filmăm pe ăla. Cum încerca el să ne explice? Că trebuie să ajungem sus. Dar nu vă puteți imagina, cred că... Da, asta a fost reacția imediat după ce ne-am trezit a doua zi, că am dormit în mașină toți trei. A fost o experiență foarte interesantă, băieții din Ungaria merg super, super tare. Chiar cei din campionatul național foarte, foarte rapizi, niște piloți ce mi-au captat atenția. Și vă recomand, dacă vă gândiți în viitor apropiat să vedeți o etapă tare de raliu, să aruncați o privire în campionatul Ungariei, pentru că este mega tare. Hai să vă mai pun câteva imagini de pe probă. Prima trecere a fost pe zi, a doua trecere a fost pe întuneric, la lumina proiectoarelor. O experiență cu totul specială. Hai de capul meu! Văd că ai zis că tu îți protejezi ochii de proiectoare. Ia. Vă pun imagini din partea a doua zilei ca să vedeți cam ce s-a întâmplat în partea a doua zilei. Aseară am reușit să dormim la o cazare, am avut pat. Zi, Tudi, a? Am avut pat. Deci am dormit 8 ore. Așa odihnit mă simt. Și dimineața am început cu ploaia asta, e o ploaie din aia mocănească. Bă, dar e fain. Adică da. Cred că o să vedem ceva astăzi. Ceva interes, adică mult mai interesant decât a fost ieri, că nu poți să zici că ieri n-a fost interesant. Bă, s-au făcut niște viteze ieri, deci eu n-am văzut așa ieri 5 luni să meargă în halul ăsta. Mai ales primii, centenar film. Și teoretic vorbind, astăzi se va stabili și campionul european la raliuri. Ideea e că, teoretic vorbind, în configurația asta a podiumului, Ingram va deveni campion european.
Dar până una alta, noi ne apropiem acum de o altă probă specială, în așa fel încât să îi vedem în acțiune pe UD. Mai avem câteva minute până la start, cât e ceasul? Parcă la 9.40 era, nu? Da, 9.40, prima mașină, 8.43, aproximativ o oră. Oho, cred că ne-am grăbit un pic. Da, suntem în grafic pentru că avem de mâncare aici, avem tot ce trebuie. Astăzi. Astăzi, da. Ieri am chinuit, azi am domnit. Tare, frate, ăsta de câte R5 ăsta. Gata, s-a liniștit. Plouă, tenel, ne-a rupt. Dar cum merg ăștia? N-alt film, dar YouTube-ele mai tare. Cred că e probabil să bat între ei sau ceva, să luptă pentru ceva mai mult. Vor veni cu descrierații. Da. Și e pe jos. Ce vorbești, mă? Nu știu dacă vedeți ce pe drum, e smuci direct, e pământ cu apă, cu pietre, e foarte tare. Și interesant că e vremea asta super mega nasoală și totuși e lume. Acum trebuie să ne revenim cu temperatura, că... Da. Nu mai pot asta. Ce, stafel? Ce, și eu, dafel. Da, îmi sur până la chiloți. Ce? Apa, mă. Da. Corect. Nu. Ai înăuntru. E încălțire. Da, după care am început să plec înspre România. Am plecat înspre România, am plecat până la Câmpul Lung, după care am venit până la București. Dar pe drum l-am întâlnit și pe Bou ăsta, trebuie să-l vedeți. N-ai cum, frate. Deci m-a depășise pe partea dreaptă. Pe lângă faptul că m-a depășit pe partea dreaptă, era să dea pe toată lumea jos de pe drum, pentru că el probabil se grăbea. Interesant și încă susțin că șoferii ăștia de tir sunt kamikaze. Bun, hai să tragem niște concluzii referitoare la etapa asta. După ce am venit încoace, am avut așa un gust foarte interesant, prin simplu fapt că fiecare dată când ajung la start la Unguri îmi dau seama că produc foarte mulți bani și produc diferit față de noi. Noi avem o societate de consum ce vrea să cumpere orice. Nu vreau să imaginez acum de Black Friday câte vânzări o să se facă, prin simplu fapt că noi asta ne dorim. Noi ne dorim să impresionăm printr-o mașină, nu știu de care, ce într-o țară civilizată nu sunt neapărat cele mai relevante lucruri, cele mai relevante aspecte, dar la noi încă se bazează pe asta și clar noi suntem o societate de consum. În schimb, în Ungaria, băieți, oamenii din Ungaria sunt focusați să lucreze și să facă chestii interesante. Tocmai de aceea, aproape jumătate din mașinile prezente la start erau R5. Este pentru prima dată când am ajuns pe o probă specială și am zis, bă, mai vine R5-ul, frate. Eu deja m-am plictisit de ele. Da, este un aspect interesant și trebuie respectați pentru asta. Referitor la campionatul european de raliuri, a fost o ultimă probă extraordinară. Tot așa s-a ținut pe noapte, întuneric, ploua, fulgera. Înaintea de ultima probă, pe locul 1 era încă Lucaniuc și pe locul 3 era clasat Chris Ingram, ce a fusese o pană și retrogradase de pe 2 pe 3. Și înainte de ultima probă specială, teoretic vorbind, dacă competiția se termina în configurația respectivă,
Ingram ieșea campion european, a luat startul pe ultima probă specială și a făcut pană, pierzând vreo 2 minute, a ajuns în sosire cu pană, plâns și imaginați-vă că în ultima probă specială să pierzi titlul de campion european este cu totul și cu totul devastator. Dar șansa a fost de partea lui și următoarea mașină, pilotată de Luca Niuc, a venit și ea pe pană. Și astfel clasamentul raliului s-a modificat. Luca Niuc a terminat pe 2, Ingram a terminat pe 4 și astfel titlul de campion european s-a dus la pilotul englez. Cred că e pentru prima dată când un pilot englez reușește să obțină un titlu de campion european. As Chris Ingram comes to the end of the stage, front right puncture for Ingram. Ingram with a front right puncture. Chris Ingram, yeah. Ingram. Here's Julian on the line. 131 for looking at. 142 for you. 142 for you. We've done it. Should we go with you've done it? I don't know. Woo! Wow! Congratulations, Chris. Chris. Woo! Chris Ingram. We got through. We got there in the end. We got there in the end. Your 2019 ERC champion. I hope so. Thank you so much. Ladies and gentlemen, put your hands together for. La viteză în coastă l-avem pe Hora Luțen campion. La raliu l-avem pe Simone Tempestini la noi în țară. La în campionatul mondial de raliuri pe Tanak cu Toyota. În campionat european, Chris Ingram reușește la bordul unui Skoda să obțină titlul de campion european. Da, ăsta a fost materialul de astăzi, a fost material dedicat expediției noastre la Nyíregyháza, unde a fost o experiență genială și memorabilă, să-i spunem noi. Eu am fost Mihai Beldie și până miercuri, adică mâine, te-am salutat și nu uita, iubiți-vă mult! Mașinile, pa, pa! Just like you.